În fiecare zi de marți avem deplasări în județ. Astăzi am poposit la Săcălaz să discutăm cu autoritățile locale despre problemele pe care comuna le are, despre cum putem să fim parteneri în anumite proiecte de interes local, despre proiectele pe care Consiliul Județean le are în zonă, respectiv drumul de legătură între Săcălaz și DN6, sensul giratoriu în centrul Săcălazului, dar și despre perspectivele de dezvoltare ale comunei Săcălaz. Am discutat cu primarul comunei despre o posibilă variantă de ocolire a comunei Săcălaz pentru a degreva centrul comunei de traficul foarte puternic existent la ora actuală și care se va intensifica odată cu darea în folosință acestei porțiuni de drum județean între Săcălaz și DN6 și să vedem cum putem face lobby împreună, să capacităm pe cei de la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale să își prindă în Planul Național de Transport varianta ocolitoare a comunei Săcălaz. Dar cu siguranță vom găsi și alte proiecte care să suscite interesul celor două autorități publice locale, respectiv Primăria Săcălaz și Consiliul Județean Timiș. Avem o relație de colaborare administrativă excelentă între Primărie și Consiliul Județean, pe care dorim să o fructificăm la cel mai înalt nivel, în beneficiul cetățenilor. Săcălazul categoric are un potențial fantastic care nu a fost fructificat în trecut, dar am încredere că noua administrație va ști să fructifice potențialul apropierii de Timișoara și de noile deschideri date de proiectele pe care acum le implementăm, astfel încât să genereze dezvoltare și bunăstare pentru locuitorii comunei Săcălaz. Astăzi, împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean Timiș, domnul Alin Nica, ne aflăm pe drumul, viitorul drum județean, care va face legătura între Săcălaz și Dudești. Practic, am avut discuții vis-a-vis de posibila mini-centură la care ne-am gândit împreună, o variantă sau altă variantă față de cea inițială pe care o știm cu toții pe lângă linia de tren. O variantă care să aducă un plus valoare și terenurilor din zona respectivă. Așa cum a spus și domnul președinte, o să supunem atenției Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale și o să vedem ce, dacă va fi inclusă sau nu va fi inclusă în anumite planuri de dezvoltare. Într-o altă ordine de idei, mă bucur tare mult de vizita domnului președinte. Apreciez ajutorul pe care l-a primit, chiar dacă în buget nu se vede substanțial, dar clar, dacă nu aveam ajutorul Consiliului Județean, eram într-o situație și mai hilară cu bugetul. Perspective sunt, nu ne dezarmăm, nu lăsăm armele jos în sensul administrației, mergem mai departe. Anul viitor bugetul va fi substanțial, ne gândim la o zonă industrială nouă care să fie dotată așa cum trebuie, în paralel mergând și pe utilitățile din zona industrială veche, utilități care lasă de dorit și care sunt așa cum sunt, fiecare pe cont propriu.